suntem în aceste zile, poate cele mai rele din istoria recentă a echipei naționale, dacă nu cumva din întreaga ei istorie, suntem într-o situație, în șah se numește de Zugzwang, adică orice ai muta, greșești. Există în șah o anumită poziție pe tablă în care tu ești ok, ești în regulă în momentul în care fotografiezi piesele, dar în clipa în care vrei să faci o mutare, oricare ar fi ea, îți produci un dezavantaj. Da. Noi aici suntem cu echipa națională pentru că eu cred și am mai spus asta, cred că Mirel Rădoi nu avea ce căuta la echipa națională. Ținând cont de experiența, de lipsa lui de experiență, de lipsa de, cum să spun, de rezultate, dar nu pentru că ele n-au apărut, ci pentru că ele n-au existat. El este un antrenor cu doar 13 meciuri pe banca unei echipe de club, după care a intrat în această echipă federală, a primit echipa de tineret de la Dani Isăilă, reușește... Format, într-adevăr, de Isăilă. De Dani Isăilă. Mai nimeni nu spune. Așa este. Și apoi, imediat, pe baza acelui entuziasm de acum 2 ani, ridicat la nivel de selecționer al primei reprezentative. Eu cred că el trebuia să mai aștepte. S-a văzut că nu este copt. Noi nu am pierdut aseară cu Armenia. Nu e primul șoc pe care România ni-l produce. Noi am ratat o calificare fiind tot cu Mirel Rădoi, fiind bătuți de Islanda. E adevărat, într-un meci în deplasare, dar am ratat cum să spun, în fața unei echipe pe care o vedem. Că acum nu mai performează. Nu mai performează, da? O echipă în schimbare, îmbătrânită, schimbare de generații, deci ar fi fost un adversar accesibil, dovada fiind nu doar starea Islandei, ci și etapa următoare a Islandei, care pierde la rândul ei calificarea, aceea a fost o semifinală, să zicem, pierde finala în fața Ungariei. Care... Și a schimbat radical atitudinea și a lovit în jucători, ceea ce Mirel nu făcea până acum. Ne amintim că la începutul mandatului său de selecționer, ba chiar și-a luat toată vina asupra lui pentru eșec. Și chiar Ion Marin aici în emisiune spunea că nu e normal așa ceva, pentru că atunci când se câștigă, câștigă toată lumea, atunci când se pierde, pierd cu toții. Acum se pare că jucătorii n-au făcut ceea ce trebuia să facă și dacă ar fi făcut, selecționerul ar fi avut câștig de cauză. Cum comentezi declarațiile lui Rădoi? Are dreptate Ion Marin. El a greșit și atunci, și acum, și de ce? Că tot am vorbit de ProSport. Când eram unul dintre cei care conducea redacția ProSport, le spuneam băieților că totul e să fii, să creezi o echipă. Da. Tu știi foarte bine lucrul ăsta, că ai niște ani buni și tu în presă. Nu putem fi ziariști pe cont propriu. Este adevărat. Da? Decât dacă scriem pe Facebook sau, eu știu, ne facem un blog. Dacă avem un titlu, titlul acela trebuie să fie pentru noi toți un sens, da? Suntem Dinamo, suntem Craiova, suntem ProSport, suntem Național României sau ce suntem? El greșește de fiecare dată. Și atunci, acum de ce? Pentru că fie ia asupra lui, fie dă vina pe jucători. Și să mă întorc foarte scurt la ideea de a muta greșit în cazul de față, în aceste zile. Dacă îl demiți sau îi accepți demisia sau te desparți, pur și simplu nici nu mai contează care e modalitatea de Rădoi, nimeni din cei potențiali înlocuitori ai lui nu poate face mai mult în actuala situație a grupei. Grupa aceasta, oricum infernală încă de la tragerea la sorți, pentru că era o grupă care nu dădea decât șansa locului la baraj, locului 2, este infinit mai complicată acum, după aceste, mai ales după acest eșec cu Armenia. Deci un om care ar veni acum n-ar putea face mai mult, ba cred că ar face mai mult rău, până ar cunoaște, până ar aduce proprii... S-ar bulversa și mai mult. Pe de altă parte, dacă vei continua cu Mirel Rădoi, vei avea exact astfel de discurs, astfel de antrenor, un om care a fost... șocat, pentru că declarațiile lui sunt ale unui om extrem de sensibil, extrem de lovit de rezultatul de-aseară. Și depășit de situație. Poate. Depășit cu adevărat de situație și un om care în locul unor scuze
a încercat să explice ceea nu era de explicat. Am văzut. Povestea aceasta cu cei patru fundași de picior drept, cred că va rămâne în istorie. Dar n-a înțeles nimeni. Am mai vorbit cu oameni astăzi. N-a înțeles nimeni cum de am pierdut noi meciul pe baza acestui fapt că armenii aveau toți cei patru fundași de picior drept. Discursul e similar cu cel al lui Flavius Stoican, dacă ți amintești, după un meci cu, cred că era Steaua atunci, când a spus la un 5-2, dacă mă înșel, în Ghencea, de fapt 2-5 da. În defavoarea lui Dinamo, a spus în afară de cele 10 minute în care s-au marcat 4 goluri, am fost de egal exact. Cu Steaua. E cam la fel. Acolo e. Da. Da. Acolo e. Și îmi pare rău de Mirer 2, pentru că părea, cel puțin ca imagine, ca discurs, mie îmi părea un om diferit, un om din generația nouă, un om care venea să schimbe ceva. Chiar l-am susținut într-un editorial în care am spus că m-am săturat de selecționerii care jucau economicos, în stilul mai recent al lui Dan Petrescu, să spunem. Și mă refer la Pițurcă, chiar și la Contra, Puiu Iordănescu. Dar pe de altă parte, istoria îți arată că România a avut calificări la turnee finale doar cu acest joc. Și chiar și generația de aur, care avea jucători înzestrați tehnic incredibil, juca economicos. Și aici tu ești mai în măsură să vorbești despre acest aspect. Poate asta trebuie făcut indiferent de calitatea jucătorilor noștri, să jucăm închiși, precauți? Nu, dacă jucăm cu Armenia, sigur că putem să dezvoltăm un joc ofensiv și ai pomenit de generația de aur, care câștiga la scor, atacând în permanență echipele care puteau fi atacate. Da. Atenție, care puteau fi atacate. Care puteau fi atacate. Problema apare atunci când urci. Stewardeza nu întâmplător zice, stați pe locurile voastre când decolezi. La înălțime e altă discuție. Stai liniștit, ajungi acolo și acolo e. Acolo scoși centura, te uiți pe geam, vezi ce se întâmplă. Haide întâi să ajungem acolo, cu armele pe care le avem. Generația de aur a ajuns și atunci când a dat de înălțimi, a schimbat. S-a adaptat acelei înălțimi. Nu mai puteai să ataci Argentina. Hai să nu luăm gol. Hai să nu luăm gol. Și vedem după aia ce se întâmplă. Tot în viață este, se spune că o definiție a inteligenței este următoarea. Felul în care reușești să te adaptezi la ce ți se întâmplă în viață. Corect. Da? Ai ajuns acasă și, Doamne ferește, casa e în flăcări. Poți să cazi din picioare, poți să ceri ajutor, poți să suni la pompieri, sunt multe variante. Să stingi focul să stingi, depinde de tine cum faci să treacă acel necaz și invers să te adaptezi. E mult mai ușor să te adaptezi la bucurie. Bun. România are un fel al ei. România nu este cea mai mare putere fotbalistică. Dar România, ca brand de țară fotbalistică și cred că și ca brand pur și simplu de țară, avem un fel de a fi, da? Oamenii știu, când te duci pe la Paris sau la Roma, auzi pe stradă, spun, cred că e român. Suntem ușor recunoscibili. În fotbal eram recunoscuți după această tactică, mulți ani, să ne aducem aminte că mult înaintea generației de aur, Mircea Lucescu reușește cea mai importantă victorie din istoria fotbalului românesc, singura victorie în fața unei campioane mondiale în titlu, învingând Italia. Da? Și le spune înainte de meci băieților lui Balaci, lui Beloni, tuturor, avem o singură variantă să închidem, să-i așteptăm și nu putem câștiga acest meci decât dintr-o fază fixă. Ne aducem aminte, da? Da. Ce s-a întâmplat. Bun. Italia. Suporterii italieni se duc la meciurile naționale desfăcând un cerceaf pe care scrie Catenaccio. Corect. Pe ei nu interesează. Ei au inventat practic acest joc al rezultatului. Mâine, dacă Italia joacă în fața Argentinei lui Messi, să nu te aștepți că în ciuda lui, Sensi, Verratti și Barella, ce mai au, să-i atace pe argentinieni. Nu. Nu se va întâmpla nici cu Mancini, nu s-a întâmplat nici cu Berzot. Și cluburile lor la fel l-au făcut de-a lungul timpului. Trapattoni e unul dintre cei mai mari... Sigur. Artizania ai acestui Catenaccio, poate singurul nebun să spună că a fost Arrigo Sacchi, cel care a inventat aceste benzi foarte agresive care urcau. Ales particularități. Da. Dar ideea centrală este să nu iei gol. Să nu iei gol. Corect. Italienii spun că un meci perfect e 0-0. Corect, așa este. Pentru că nimeni perfect. Nu greșește. Nimeni nu greșește și ei acceptă. România era așa, Italia e așa, Spania din potrivă, e o echipă de posesie pentru că de ce? Are... De zeci de ani, două turnuri, două forțe uriașe pe care nu le are nicio țară din lume. Real Madrid și Barcelona. Ele atacă copiii aceia de la junior care îmbracă tricoul Realului sau al Barcelonei, se duc în ofensivă de la 8 ani. Asta învață. Asta învață. Corect. Și o fac bine. Revenind la noi.
Sigur că Rădoi trebuie să treacă peste acest șoc. Eu îl înțeleg perfect. E greu, n-are cum să fie ușor. Dar și nimeni. Noi trebuie să înțelegem că este ratată această calificare. Tu spui că e gata? Eu spun că e gata pentru că, sigur că teoretic șansele mai sunt. Niciodată în fotbal, când ajungi la punctul teoretic, mai avem șanse e cam să gata, știi nu? Că e gata. Da. Da, teoretic, pe hârtie am avea niște șanse. Numai că și dacă vom prinde cu greu acest loc 2, care s-a îndepărtat mult de noi, nu doar că am pierdut în Armenia, ci pentru că Macedonia reușește să câștige în Germania și strânge aceste 3 puncte cu o echipă care, facem un pariu aici, nu va mai ceda niciun punct. Mai ales acum. Mai ales acum. Așa este.